Scandal cât casa la primăria din Stângăceaua după ce primarul a pus în funcție astăzi un nou consilier local fără să țină cont de prevederile legii. Acesta a fost numit abuziv, după cum declară ceilalți aleși locali. Noul consilier ocupă funcția după ce un reprezentant al Partidului Social Democrat a fost exclus de primar pentru că a votat un proiect al consilierilor PNL. Acesta a atacat în instanță decizia primarului, a câștigat procesul și trebuie să fie repus în funcție, după cum spune legea. Numai că edilul nu a dat doi bani pe toate acestea. Ședință de Consiliu cu scandal la primăria Stângăceaua. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect care viza numirea în funcție a unui nou consilier local. Cel care a ocupat până acum funcția a fost exclus de primar pentru că a votat proiecte înaintate de consilierii PNL. Se convoacă membrii Consiliului Local Stângăceaua, ședință extraordinară, în data de 09.06.2023, ora 8, la sediul primăriei comunei Stângăceaua, ședință ce are următoarea ordine de zi. Depunerea jurământului de către consilierul local validat de judecătoria Stehaia prin încheierea numărul 33 din 19.05.2022, rămasă definitivă prin decizia 419A din 21.06.2022. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunii Stângăceaua. Așa să ne ajute Dumnezeu. Actualul primar Vasile Buzatu a numit în funcție un nou consilier local după ce a exclus un reprezentant PSD pe motiv că aproba proiecte propuse de aleșii liberali. Fostul consilier a atacat în instanță decizia primarului, a câștigat procesul și, conform legii, trebuia să fie repus în funcție. Pentru primar, decizia magistraților nu a contat, așa că noul consilier a fost numit, deși la ședință au fost prezenți mai puțin de jumătate din numărul consilierilor. Primarul a încercat să găsească o explicație pentru a da o notă de legalitate întregii situații. Cu toate că este justiția română, cu toate că e curtea de apel, deci nu vorbim de tribunal sau judecătorie, sunt două hotărâri distincte, deși speța este aceeași. Înțelegeți? Întuna spune că ai voie și nu scrie niciunde, și m-am uitat în codul administrativ, nu scrie niciunde că trebuie să fie un anumit număr la depunerea jurământului, care este o acțiune unilaterală. Consilierii PNL susțin că abuzurile primarului s-au înmulțit, iar pentru el bunăstarea oamenilor nu contează. Tocmai de aceea refuză orice proiect în beneficiul comunei, înaintat de rivali politici. Vreau să fac cunoscut faptul că noi am încercat să anulăm pe cale administrativă niște acte emise în aceste ședințe de consiliu, și am observat, câștigând și totodată nepunându-se în aplicare hotărârile judecătorești, n-au determinat să luăm această decizie de a nu mai participa la astfel de ședințe de consiliu. Vreau să fac cunoscut că în ultimul an au fost aprobate, consider, nelegal o serie de proiecte nebenefice comunii noastre și totodată în acest consiliu a funcționat al nouălea consilier prevăzut în comuna noastră în mod ilegal, întrucât jurământul depus de acest consilier a fost într-o ședință în care nu s-a îndeplinit quorumul, și menționez un lucru foarte grav, este acela că tot în acea ședință, când a depus acest jurământ, a fost aprobat și bugetul pe anul 2022. În anul 2021, consilierii PNL, cei patru consilieri, au inițiat un proiect cu demarare rețea de apă și foraj în satele aparținătoare comunei Stângăceaua, adică anume satul Târsa, satul Cerenganu, unde consilierii PSD-ului au fost împotrivă și datorită faptului că unul dintre consilierii PSD-ului a votat cu noi, cu cei patru consilieri, aprobarea acestor proiecte. Datorită acestui fapt, acest consilier a fost exclus din organizația PSD Stângăceaua, datorită faptului că a fost de acord cu proiectele noastre. Benefice acestei comune, deoarece acești cetățeni ai acestor sate nu, pe timp de vară, nu au apă de băut,
Și este necesar acest proiect, nici până în momentul de față nu s-a demarat niciun fel de lucrare la aceste două proiecte. Nu doar consilierii locali sunt nemulțumiți de activitatea primarului. Oamenii din comună îl acuză că și-a angajat toate rudele la primărie și că nu-l interesează de problemele lor. Ați venit să vorbiți cu domnul secretar și... Da, cu domnul secretar și la... dacă e ședință și de diverse, sunt diverse probleme, da? Avem diverse... Și să plătești și la casierie, să plătești cu chitanță. Dar am auzit de... că această... și-a angajat toate neamurile aici. Are doi oameni cu apa, unul finului care e aici, apa nu mai bagă nimeni de 2 ani de zile. Vasile Buzatu este primar al comunei Stângăceaua din anul 2012 și se află la cel de-al treilea mandat.